un meci la Sibiu, cum vezi partida cu Chiamăștea? Da, un meci ca toate celelalte din play-out, foarte, foarte dificil. Hermașa e singura echipă care, să zic așa, mai poate să ne depășească matematic. Mai au 5 meciuri și sunt 15 puncte. Bine, asta destul de greu. Sper să facem un meci bun și să-l câștigăm. Și voi și ei, fiecare echipă vine după o serie foarte bună, multe goluri, cum vezi, cum crezi? Da, cred că va fi diferit față de meciul din tur, pentru că ei acum joacă mult mai bine decât atunci, dar putem câștiga și cred că o să o facem. Revii după o accidentare. Anul acesta nu ai reușit să înscrii, sper să reușești acum în final de campionat. Da, din fericire n-a fost ceva foarte grav, am lipsit decât vreo săptămână. Da, a fost un an dificil pentru mine. Sper, important e să fiu bine fizic și să mă pun foarte bine fizic în meciurile în care au mai rămas și dacă am șansa să joc. Și sper ca la anul să fie un nou început pentru mine și să evoluez cum mă făceam înainte. Paul, cum vezi partida din deplasare cu Hermannstadt? O partidă grea, o partidă ca toate celelalte, în care vrem să facem un joc bun și să dominăm partida și să luăm cele 3 puncte. Ultimul meci direct a adus o victorie clară a voastră, vor fi multe goluri și acum? Noi sperăm la o victorie în primul rând. Într-adevăr, au fost multe goluri la ultimul meci direct contra celor de la Hermannstadt, dar ei schimbaseră antrenorul. Poate și asta a fost o cauză, dar noi vrem să mergem încrezători, să câștigăm și să venim acasă cu cele 3 puncte. Două echipe care vin după o serie de rezultate bune, ce crezi că va face diferența? Sperăm să facem un joc bun colectiv. Consider că asta va face diferența în acest meci. Aveți o serie foarte bună, 7 meciuri fără înfrângere. Da, am reușit în acest play-out să facem meciuri foarte bune. Singurul meci mai prost a fost cel de la Chindia, dar vrem să continuăm pe o pantă ascendentă. Matematic, obiectivul locul 7 este deja îndeplinit pentru jocurile rămase. Ce vă propuneți? Ne propunem să luăm 3 puncte la fiecare meci. Ne propunem să facem la fel, un joc foarte bun și să continuăm, v-am zis, pe o pantă ascendentă.